Canicula face victime, un bărbat și-a pierdut viața ieri în centrul capitalei. Medicii presupun că decesul a survenit după expunerea îndelungată la soare. În același timp, zilele trecute, trei bărbați au murit înecați în bazinele acvatice din țară. Un pacient care, posibil că e legat de insolații sau nu, nu știu, în jurul orilor 9, ieri în troleibus, în fața cinematografului Patria, a decedat subit. Poate fi o insuficiență cardiacă subită sau tromboembolie pulmonară, asta rămâne să hotărască medicina legală. În zilele caniculare, medicii au înregistrat peste 1000 de solicitări. Majoritatea apelurilor au fost de la persoanele care suferă de afecțiuni cardiace. În același timp, trei bărbați de 34, 36 și 54 de ani s-au înecat în lacurile din țară. Un bărbat, anul nașterii 1961, a mers la scăldat și nu s-a mai întors. Un alt bărbat a decedat în procesul scăldatului în râul Nistru. Și ultima persoană care și-a pierdut viața la scăldat este din localitatea Bravicea, Raiul 1, Călăraș. Tot ieri, salvatorii au intervenit pentru a stinge două incendii de vegetație. Flăcările au pârjolit aproximativ 17 hectare de iarbă uscată. Potrivit meteorologilor, codul portocaliu de caniculă rămâne valabil și astăzi. În schimb, în a doua jumătate a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. De marți, vremea se răcorește ușor.